Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar hai să vorbim un pic și de traficul aerian, că tot am început ce am... Și traficul aerian e altfel când e Măraia. Despre accidente, tir, avion și elicoptere în care aterizează în piața Charles de Gaulle și așa mai departe. Un mic moment, nici nu știu cum să-i spun, semi-amuzant, înspăimântător, aș zice totuși, ne dă o idee despre cât de pricepuți sunt de fapt unii dintre piloții companiilor aeriene, nu toți, evident. Acum, în zilele astea, aproape tot zborul e controlat de computere, știm, dar, evident, piloții tot au de supravegheat o mulțime de instrumente și semnale și trebuie să ia și decizii cruciale, aș spune. Uneori pot decide în ciuda computerului, așadar, iată, în cabina... Încă. Da, încă. Da, în cabina unei curse aeriene Praga-București, doi piloți de la Blue Air au o discuție aprinsă, tip bârfă, despre un alt coleg sau alți doi colegi care, mă rog, colegul a coborât la aterizare cu viteză mai mare decât cea recomandată. Pentru că toate lucrurile astea sunt destul de strict controlate și ai niște limite de viteză. Și ăsta a coborât cu viteză mai mare decât cea recomandată și iată înregistrarea discuției celor doi, pilotul și copilotul, despre colegul lor, care a aterizat mai repede decât era în cărți și, mă rog, avea semnale în cockpit. Da, m-a comis-o și când l-a chemat ăștia, a zis, băi, dacă copilotul nu mi-a zis nimic, am crezut că sunt bine. Cum să fii bine, bă, dacă ai... Te-a sunat toate alea. Când îți sună, tirei, tu ești bine? Tirei. Dar de ce ai aterizat? Nu știu, bă, am fost setat să aterizez. Păi, era trafic, aveai ceva, aveai vreo urgență, nu. Dar am vrut să aterizez. Păi, deci... nu aterizai. Bun, deci dacă nu s-a auzit prea bine, pe scurt e așa, pilotul zice despre colegul lui că în ciuda faptului că în cabină semnalele indicau o manevră, nu știu dacă să-i spun, nerecomandată, da. Da, avea avertizare, terrain, adică se apropie terenul, pământul prea repede, da? Acesta a ales să ignore aceste semnale pentru că, citez, am fost tentat să aterizez. De unde, de altfel, înțeleg că s-a pus și s-a făcut o mică anchetă, că zice cum, de ce, zice, l-au chemat ăștia și a explicat ce s-a întâmplat. Adică a fost chemat să dea niște explicații, dar de ce a aterizat? Bun. Era foame. Da. Ceea ce, el a fost tentat să aterizeze. Asta e ceea ce nu e bine deloc. Nu vrem ca piloții să piloteze după chef, ci după proceduri. Doar că ce să vezi, în timp ce se plâng de colegul care nu respectă procedurile, piloții bârfitori au rămas ei înșiși cu un buton apăsat aiurea. Asta este tot paradoxul. Adică, bă, ăla nu e atent la semnale. Dar ei înșiși, e ceva în neregulă în cabina, au un semnal care nu știe. Ei țin frecvența blocată. Înțeleg că e ca atunci când vorbești pe stație, walkie-talkie cu cineva, și dacă ții mereu butonul de toc apăsat, emiți non-stop și, mă rog, încurci și bruiezi pe ceilalți. Păi nu se mai aud ceilalți, te auzi doar tu. Se aude doar primul. Nu se aud deloc, dar e clar că nu e regulă. Și timp de 10 minute, controlul de trafic a încercat să le atragă atenția că țin frecvența ocupată, relatează colegii de la știrile Pro TV. Și în cele din urmă, unul dintre acești piloți, deranjat de un semnal că ceva e în regulă, se prinde că ceva nu e cum trebuie. Mă, dar ce se întâmplă, mă, că e ceva neregulă și unde, mă, eu... Asta e. Acum, sigur, mulți au observat că unele companii aeriene au devenit așa un fel de maxi-taxi. Noi nu mai călătorim cu avionul, ci suntem transportați cu avionul. Suntem, cam așa simplu, suntem transportați. Ne urcă în avioane, ne pun acolo claie peste grămadă, unul într-altul, și suntem duși dintr-un loc într-altul. Deci ca la maxi-taxi, dar eu spun că piloții nu se transformă totuși și ei în șoferi de microbuze. Adică măcar asta să fie limita. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.